un proiect realizat cu sprijinul George, primul banking inteligent. Salut! Sunt Aluca Ilaria Demetrescu, artist vizual. Bine ați venit la Contactless Art Wall, proiect de artă contemporană online, inițiat și coordonat de Galeria Galateca, în parteneriat cu Asociația NeoArt, Expo Arte și susținut de George Banking. Am absolvit Universitatea Națională de Artă, București, secția pictură și un post universitar la Paris, la Sorbona, în arte plastice, diplomă de studii aprofundate, diplom de studii aprofundii, ceva între master și doctorat, diplomă care azi nu mai există. Era un număr foarte mare de ani de studiu pe vremea când am studiat eu, acum totul e micșorat așa, toată lumea și-a doctoratul cu ușurință. În fine, dar nu ăsta este scopul discuției noastre de azi. Să mă prezint un pic. Îmi place să cred despre mine că produc artă contemporană, așa cumva mă situez între, conceptual vorbind, între artă conceptuală, obiect, nu mă pot opri să fac obiect, deci mă interesează cumva și zona estetică a obiectului și literar, să zic așa, pentru că scriu povestioare foarte scurte pe care le ilustrez. Dar nu ilustrația importantă, ci așa, metaforic, desenul pe care îl practic eu în aceste lucrări povestioare. Tricou de pe mine este desenată de mine, nu este cu scop estetic, pur și simplu e desen contemporan, pe alt suport decât cel al hârtiei. Poți să faci desen în orice fel, chiar și video poți fi desen. E un memento mori cu bomboane, ador bomboanele de la Lindt și niște cranii revizitate de mine, stilizate și ochiul lui Sauron. Cos desene. Am început la un moment dat să cos desene și de atunci nu mă mai pot opri. Am avut așa o poveste cu care am început, se cheamă Cusăturile Verzi, o să vă arăt două, trei lucrări dintre acele cusături. Cos pe hârtie, cos pe material textil, desene, cum spuneam. De asemenea, fac și fotografie, și performance, și video, și în fine cam ce se află în zona artei contemporane. Din păcate, mi-am pierdut așa cumva bucuria și inspirația pentru pictură. Tot sper să mă reapuc. Pictam într-o vreme, doar asta făceam și uite că cumva m-am rătăcit pe parcurs de zona picturii. Uite, mai am un desen aici. E băiețelul meu, i-am făcut portretul, e cusut. Menționez că nu mă interesează neapărat să fie o cusătură perfectă, nu fac broderie, nu fac artă decorativă, la fel și la fotografie și la video, nu mă interesează zona aceea de lucioasă, strălucitoare, shiny, de glossy, de reviste glossy, de National Geographic, perfect, documentar. Nu, mă interesează conceptul, cum ziceam mai devreme, ideea pe care vreau să o exprim. Îmi place să crezi că eu creez un proiect, nu un desen decorativ. Scopul meu nu este să decorez, chit că arta mea ar putea fi interpretată ca atare de un ochi mai puțin atent la arta contemporană. Cum mă raportez eu la ideea de contactless? Întâmplarea nefericită face că a trebuit să venim urgent din străinătate pe 13 martie și atunci am intrat în autoizolare impusă la domiciliu și așa cu vizite de 4 echipaje de poliție pe zi, parcă eram cel puțin infractori arestați la domiciliu, în fine, dar asta a fost situația. Contactless sau necontactless cu lumea, nu am avut timp să, pur și simplu nu am avut timp să mă gândesc la nimic altceva decât la copii, la casă, la artă, la proiectele pe care le-am făcut.
Aceasta este o lucrare cusută și cu tehnică mixtă. O filmez aici, v-am zis că îmi place așa mai rough, filmarea mai puțin profesionistă. Mă interesează, cum v-am zis și mai devreme, conceptul, nu neapărat povestea, intriga, literatura și așa mai departe. Ăsta e băiețelul meu și cu mine. Aici este un haos pe care îl trăim noi permanent, un galop ăsta așa de continuu, de gânduri, de idei, de senzații, de viață urbană, grăbită. Întotdeauna mă refer și la vârsta mea, la 50 de ani, cât am eu. E un pic mai complicat. Societatea este misogină, patriarhală, femeia la o anumită vârstă poate să-și ia la revedere de la toate bucuriile rezervate celor mai tineri. În perioada aceasta am lucrat foarte mult, am avut câteva proiecte online, aproape că nu am avut timp să le termin. Aici e iarăși o lucrare pe care o fac acum. Am o atenție deosebită pentru minoritarii oropsiți ai societății, persoanele trans, LGBT, romii. Se referă cumva la ei această lucrare, nu e gata, e în lucru. Aici vă arăt alt tricou, desenat de mine. E vorba de o mulțime de oameni care se înghesuie așa unul în altul, fără noimă, fără cu destinații sau fără destinații, grăbiți, se referă deci la apropiere, la izolare, la îndepărtare. Povesteam deci că în toată această perioadă de așa zisă izolare, de izolare în fapt, dacă o consider raportat la ceilalți oameni, am avut câteva proiecte, după cum spuneam, destul de, nu destul, foarte intense, și la care țin foarte mult. Unul se numește Aliaj, este un proiect pe care împreună cu alți artiști care coordonează spații de tip Artist Run Space, pentru că eu, printre altele, coordonez un astfel de spațiu împreună cu doi colegi, Alina Buga și Cătălin Burcea, care se numește Alert Studio. Ne-am decis la un moment dat, la sfârșitul anului trecut, să ne asociem patru astfel de spații, diptic, la etaj Atelier 020303, și așa, deci noi patru. Ne-am decis să facem o asociație Artist Run Space-urilor care să crească în timp și care să ne ajute pe noi să fim mai vizibili, să facem arte artiști vizibili, să împrietenim publicul cu arta contemporană și ar fi urmat să avem o expoziție pe 9 mai în spațiu public, respectiv în spațiile noastre, dar cum s-a întâmplat toată povestea asta cu COVID-ul, a picat toată treaba. Așa că nu am vrut să renunțăm la proiect, că e prea mișto, și atunci l-am făcut online. Și treaba asta necesita timp de lucru, pentru că am vrut să lucrez ceva special pentru acest lucru. Mai exact, de fapt, n-a fost strict special pentru acest proiect. Am început o lucrare, am să vă arăt și vouă, așa e un sult care zice o poveste. Și este un work in progress, l-am început la un moment dat și tot continui până când voi considera eu că am epuizat. Nu, de fapt nu, greșit. Până se va termina ruloul, se va termina într-o zi și atunci voi lua altul rulou și voi face și acolo povestea vieții mele. Așa e o formă de catarsis, de izbăvire prin artă, prin care îmi povestesc micile întâmplări ale vieții. Și uite, asta, desenul ăsta neterminat este pentru acest proiect pe care îl desfășurăm acum, contactless-ul, artistul cu contactless. Aici m-am tăiat și am stropit cu sânge. Mi s-a părut interesant așa să fie și ca o rană vie toată perioada asta
care va trece până la urmă, sângele s-a uscat, în fine. Al doilea proiect la care țin enorm și la care am lucrat și mai intens în această perioadă este legat de o asociație, un colectiv, tribul meu, nici nu știu cum aș putea să-l denumesc, un colectiv, o colectivă de artiste mai degrabă, care se cheamă locomotive, ne numim locomotive, adică noi împingem lucrurile, așa cum face locomotiva unui tren. Și am dat drumul acestei asocieri, că încă nu ne-am constituit în asociație, cu o expoziție online și offline care s-a numit Liberté, Égalité, Sororité. Sororité este, desigur, pandantul lui Fraternité, este deviza Revoluției franceze revizitată de noi în cheie feministă. Feminismul nostru nu este unul de respingere a culturii masculine, radical masculine de până acum, ci pur și simplu dorim să ne căpătăm locul în artă, în lume, în societate. Avem nevoie de cum se cheamă, de recunoaștere. Este nedrept ce se întâmplă. În catedra de pictură de peste 100 și ceva de ani, femeile nu au avut niciodată dreptul să fie dascăli. Este o mare problemă aici. Încercăm să, cumva, cu ministerul, să ajungem la un consens și aici, să fim și noi reprezentate în cadrul catedrei de pictură. Nu noi, nominal, fetele din această asociație, 14 la număr, avem și o regizoare, avem și o socioloagă, poetă, avem o muziciană și restul suntem artiste vizuale. Povesteam deci de această asociere a noastră, cele 14 artiste. Am făcut un video colectiv, dar fiecare a avut aportul ei. Cât un minut fiecare, am ținut foarte tare să-l expunem și online și offline. Puteți să-l găsiți pe pagina Locomotiv Art Sorority pe Facebook și Instagram. Avem și un site cu același nume, locomotivarts.ro. Ne-am dorit foarte mult să expunem acest video la trecerea între noaptea de 14 spre 15 mai, la ora 0 a lui 15 mai, ca să marcăm momentul trecerii de la izolare la libertate și l-am subnumit ultima noapte de izolare, prima de libertate. În fine, nu e chiar libertate totală, COVID ne obligă să stăm mai mult pe acasă, ceea ce e bine, ca să scăpăm mai repede. Deci, spuneam, ultima noapte de izolare, prima noapte de libertate. A luat foarte mult timp chestia asta, a fost un hey-rup pentru că am decis-o destul de în pripă și ne bucurăm că am debutat în felul ăsta. Aici mai este o lucrare, o scrisoare, o povestioare despre care vă vorbeam. Nu pot să vă arăt acum chiar toate lucrările, am ilustrat-o și pe ea la rândul ei, a fost expusă la Galeria Simeza. Mai am și astfel de desene care ar fi trebuit să fie integrate într-o carte cusute pe hârtie. Gânduri, dicte automate sau dicteuri automate, n-am reușit niciodată să aflu care-i pluralul de la acest cuvânt. Iarăși, zona aceea mea de militantism pro-minorități. Am o mare simpatie pentru acest grup uman oprimat și aici este muzica mea preferată. Am făcut un mic omagiu pentru videoul sororității. Am cusut iarăși pe niște chiloți îngrozitor de mari, de masculini, de, adică sunt de bărbat de altfel. O lucrare în care este vorba despre violența asupra femeilor în cadrul familial.
violență care se pare că a luat o amploare foarte mare în această perioadă de izolare la domiciliu. Acestea fiind spuse, închei cu numind oamenii care îmi sunt mie dragi în momentul ăsta, băiețelul meu, salut Corneliu, în primul rând, mulțumesc Andreea Galateca, mulțumesc Anca Băriu, Nona Șerbănescu, Beatrice Anghelache, Cristina Iacob, Ana Chiorean, Angela Bontaș, Mirela Trăistaru, Magdalena Pelmuș, Mihaela Biolan sau M. Sun, Selma Dragoș, Sabina Olubeanu, Doamne, sper că n-am uitat pe nimeni. Dacă am uitat, e pentru că e foarte greu să filmezi așa dintr-o bucată, să nu te pricepi la asta și să încerci să iasă bine. Deci, aceste femei pe care le-am înșirat sunt prietenele mele, surorile mele, într-o forță, forța sororității locomotivelor. Mulțumesc încă o dată și sper să ieșim cu bine din toată această poveste și să vedem cât mai multe expoziții și mersi George Banking pentru susținere, mersi Galeria Galateca.